Și ediția de anul acesta a Crosului Severinului a strâns la start sute de oameni dornici să facă mișcare. Adulții și copiii au profitat de vremea frumoasă pentru a participa la competiția sportivă, aceasta fiind împărțită pe mai multe secțiuni. 5, 4, 3, 2, 1, start! Succes! Sute de severineni și nu numai au participat la ediția de anul acesta a Crosului Severinului pentru a-și testa limitele și a se bucura de mișcare în aer liber. Cursa a început în fața Palatului Culturii Teodor Costescu și a continuat pe Bulevardul Dunărea, pe lângă cetatea medievală a Severinului. Este un eveniment pe care primăria îl susține și eu personal, având în vedere că sunt fost atlet, ne bucurăm de prezența tuturor din de toate categoriile de vârstă, copii, adulți, bătrâni. Este important să facem mișcare, este important să susținem mișcarea de la nivelul autorităților locale. Alergătorii care au ocupat locuri fruntașe la finalul competiției au fost premiați cu sume de bani în valoare de 200 și 500 de lei în funcție de locul ocupat. Ce loc ai obținut? Locul 1. Locul 1. Da. Faci cumva sport de performanță? Da, fac fotbal. Faci fotbal? Da. Ești obișnuit cu mișcarea? Da. Cum a fost cursa? A fost destul de ușor, nu a fost așa greu. Am participat și anul trecut, a fost prima dată când am participat și am zis să particip și anii viitori. Pentru că mi-a plăcut foarte mult participarea și concurența și cum este organizat. A fost foarte frumos, o cursă chiar foarte frumoasă, ne-a ajutat și vremea de astăzi. Frumos, da, Severin. N-a fost chiar atât de grea. O felicit foarte mult pe fata de aici pe primul loc, bravo ei. A dus foarte bine cursa. De unde vii? Din Craiova. Faci sport de performanță? Da, fac atletism. Particip de câțiva ani de zile și oarecum tradiția. Îmi place să alerg. Cum a fost competiția de azi? La fel ca în anii trecuți, văd din câte am, din rezultatul meu, văd că a fost puțin mai greu anul ăsta. Anul trecut am fost pe locul 23, anul ăsta 42. Este deja o tradiție ca în municipiul Drobeta Turnu Severin să fie organizat acest eveniment sportiv, având ca scop promovarea mișcării în rândul mai multor oameni.